În contextul marcării săptămânii verzi, laboratorul de referință de mediu și-a deschis larg ușile pentru toți doritorii de a cunoaște cum se preiau probele ce țin de calitatea apei, solului, dar și a aerului pe care îl inspirăm. Și echipa noastră de filmare le-a pășit pragul. Specialiștii din cadrul instituției ne-au prezentat o varietate de echipamente și utilaje utilizate în scopul investigațiilor atât de teren cât și de laborator. Laboratorul cercetează trei feluri de poluare: organică, neorganică și determinarea fertilității solului. Analizele noastre sunt necesare pentru agricultura, anume pentru fermierii care utilizează îngrășămintele în baza datelor oferite de noi. La fel, rapoartele noastre sunt necesare și pentru domeniul construcției. Totodată, responsabilii au explicat și care este, în linii generale, misiunea acestor laboratoare. Rolul laboratorului este foarte important, deoarece pe baza rezultatelor sau investigațiilor efectuate de către laborator, se iau decizii la nivel de instituții pentru implementarea careva măsuri în remedierea problemelor de mediu și în baza informației publicate celorlalți buletine zilnice privind calitatea aerului și radioactivitatea mediului, buletinele zilnice privind poluarea apelor de suprafață, poluarea solului, care sunt publicate, oamenii pot fi la curent cu apa din care ne alimentăm și din care se alimentează inclusiv și animale și nemijlocit solul. Totodată, Marina Lungu a oferit mai multe exemple de incidente care au avut loc în Republica Moldova, în care intervenția laboratorului a fost una de importanță majoră. Incendiu produs în portul internațional Liber Giurgiulești, când s-a aprins niște rezervoare de stocare a șrotului, datorită laboratorului și care s-a autosizizat și a mers acolo în port și a făcut analize, s-a demonstrat o poluare cu fenol care venea de la acest incendiu. Un alt caz de poluare este recent, care a fost poluare de la Tvardița, ca urmare a activității industrializate a unor companii vinicole, care diversează ape uzate în apele de suprafață, mai exact râul Ialpuc din regiune. Subiectul problemelor de mediu se regăsește și pe agenda de lucru a deputaților. Republica Moldova, devenind țară candidat la UE, dar și declarându-se țară cu neutralitate carbonică până în 2050, are obligațiuni stricte în domeniul mediului, care vin să contribuie la îmbunătățirea calității apelor, aerului, solurilor, gestionării deșeurilor și protecției biodiversității. În context, joi la ședința legislativului, comisarul Uniunii Europene pe mediu, oceane și pescuit, Virginius Sinchevicius, s-a transmis un mesaj comunității moldovenești, dar și aleșilor poporului. World Environment Day. Săptămâna verde este o șansă de a transmite un mesaj, o șansă de a încuraja comunitățile, organizațiile și administrația guvernamentală să ia cele mai puternice măsuri pentru mediu. Să muncim împreună pentru generațiile viitoare. Viziunea noastră va putea fi implementată dacă vom acționa împreună.